Liberalii au trecut din nou pragul Curții Constituționale. Reprezentanții Partidului Liberal au depus luni, 13 ianuarie, o sesizare la Înalta Curte cu privire la controlul constituționalității unor prevederi legislative ce se referă la plafonarea taxelor publice locale. Potrivit autorilor sesizării, legea atentează asupra autonomiei autorităților publice locale. Liberalii consideră că aceste prevederi din lege privind plafonarea taxelor publice locale trebuie declarate neconstituționale.